Serbia este în doliu după masacrul comis de un elev posibil drogat care a împușcat la școală 8 colegi și un paznic. Tatăl copilului a fost reținut. În țară, doi indivizi au reușit să depună în bancomate aproape 500 de bancnote de 500 de euro, atât de bine falsificate încât senzorii nu le-au detectat. Și guvernul spune că va îngheța salariile bugetarilor și va opri angajările la stat ca să taie din cheltuieli. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Serbia este în doliu șocată de o crimă brutală. Un elev de clasa a 7-a, posibil drogat, a năvălit înarmat în școală și a ucis 9 oameni, 8 elevi, 7 fete și un băiat, dar și pe paznicul școlii situate în centrul capitalei Belgrad. Alți 6 elevi și o profesoară de istorie sunt spitalizați în stare gravă. Potrivit autorităților, adolescentul a plănuit din vreme atacul. Elev premiant, cu părinții medici, băiatul de nici 14 ani mergea periodic cu tatălui în poligonul de trageri. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Era trecut de ora 8, elevii se pregăteau de prima oră când atacatorul a dat buzna în școală ținând un pistol la vedere. Paznicul instituției, un bărbat de 51 de ani, a încercat în zadar să-l oprească. A fost prima victimă a agresorului. Băiatul de 14 ani a intrat apoi într-o clasă unde se instalase deja la catedră profesoara de istorie. Martorii au sunat la numărul de urgență, iar la școală au ajuns polițiștii, dar și părinți care întrebau de copiii lor. Vatreno oružje, pistolj koji je za sada nađen kalibra 9 mm sa 3 okvira, kao i malokalibarski pistolj, je uzeo iz stana od svoga oca. Ostavio u torbu gdje je pripremio i poneo 4 molotovljeva koktela i ostalim učenicima. Zatim izlazi iz učionice, odlazi do dvorišta škole gdje vadi okvir iz oružja, baca ga pored stepeništa, poziva policiju i nakon toga ga lišavamo. Moje dete doživelo, znači ne možete da zamislite šta. Ona je vidjela čovjeka ako pada, čovjek puca i ona je, znači dok je pobjegla, misle da će čovjek da, sa pištolom da jurca iza njom. Znači ona je stvarno doživjela ogroman šok. Jednog dječaka su u nogu upucali, onda jednu devojčicu je isto bila povređena i ja mislim još dva dječaka. Bilo je strašno. U urgentnom centru na reanimaciji četvoro ili petoro dece je povređeno, sva ostala deca su kroz drugi ulaz iz škole evakuisana. Vidio nazor koji postoji, ali detektori za metal treba također, ovo je nauk da treba da se stave i tako dalje. Ovo je velika tragedija, ne samo ovde kod nas na Vračaru, nezapamćeno je ovo da se desilo uopšte u Beogradu, ja mislim i u Srbiji ovaka tragedija u osnovnoj školi. Suspectul, identificat drept Kostas K, a fost arestat chiar în școală, iar în presa din Belgrad circulă informația că ar fi fost sub influența drogurilor. Arma folosită i-ar fi aparținut tatălui. I sam izjavio, planirao da ovo izvrši, ovo je bio spisak dece koju je planirao da likvidira. Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovde, odredio je prioritetne mete. Skica malo izgleda kao iz neke video igrice ili iz nekog horror filma, što ukazuje da je detaljno po razredima škole planirao kako da uđe u koju učionicu i kako da ko je dete likvidira. Cazul e cu atât mai bulversant cu cât, potrivit colegilor și profesorilor, băiatul ar fi unul dintre cei mai buni elevi ai școlii, olimpic la matematică, istorie și biologie. Mai mult, este fiul unor medici, tatăl fiind un radiolog renumit în Belgrad. Se smo da u istom odeljenju, ali ja sam, mislim, promenila sam u drugom polugodištu, ali u prvom. Pa on mi nije, bio je nekako tih i bio je, mi izgledao je fin i imao dobre ocene i Asemenea, tragedii sunt ieșite din comun în Serbia, care are legi foarte stricte privind armele de foc. În țară, eleva de 14 ani care s-a înnecat la școală cu un jeleu a murit după câteva zile de comă. Școala ei nu are cabinet medical. Detalii în câteva momente. Aproape un sfert de milion de euro. Iată paguba suferită de o bancă din capitală după ce s-a trezit în bancomate cu bani falși. Doi indivizi au depus aproximativ 500 de bancnote de 500 de euro contrafăcute, atât de bine realizate încât senzorii aparatelor nu le-au depistat. După 6 luni de investigații, suspecții au fost identificați, iar astăzi au ajuns la DIICOT. Nu este clar deocamdată unde au fost tipăriți banii fără valoare.
Banii falși au ajuns în bancomatele care permit depunerile și schimburile valutare, spun anchetatorii. În 3 zile, suspecții au introdus 486 de bancnote false, toate de 500 de euro. Au retras contravaloarea în lei și au dispărut, păgubind banca astfel cu 240.000 de euro. Suspecții au ales sucursale din București, Dâmbovița, Prahova, Argeș și Constanța. Persoanele care s-au deplasat și au pus în circulație aceste bancnote erau foarte bine pregătite, în sensul că purtau mască facială, șapcă, glugă, hanorac închis până la gât, astfel încât să nu pot fi observate detaliile feței persoanei și mai mult decât atât, pe degete purtau scoci, astfel încât să nu lase urme papilare la fața locului. Experții în falsuri de la crimă organizată susțin că aceste bancnote fac parte dintr-un tip de fals extrem, extrem de periculos, cunoscut la nivelul întregii Europe pentru calitatea superioară a contrafacerii, dar mai ales pentru faptul că nu pot fi detectate cu ochiul liber. Mai grav este că dintre cele 486 de bancnote încărcate în automatele multifuncționale ale băncii păgubite, doar 6 au fost detectate de senzori. Bancnotele contrafăcute au fost descoperite de angajații băncii înainte ca hârtiile fără valoare să fie date mai departe unor clienți de bună credință, așa că pe fir au intrat nu doar polițiștii și procurorii de ICOT, care i-au identificat pe suspecți în doar câteva zile, ci și experții criminaliști și cei băncii centrale. După o perioadă de supraveghere în care a fost căutată și sursa banilor falși, suspecții au fost reținuți. La percheziții însă nu au mai fost găsiți lei obținuți din schimbul valutar cu euro falși. De unde aveați sursa de bani falși? Erau tipăriți afară? Cât ați câștigat de pe urma acestor schimburi valutare? Suspecții reținuți pentru constituirea unui grup de crimă organizată, punerea în circulație a unor valori falsificate și înșelăciune, nu sunt însă singura țintă în anchetă. DIICOT încearcă să afle unde au fost tipărite bancnotele contrafăcute, cel mai probabil în străinătate, dar și când și cum au fost aduse în țară. Există bănuiala că cei doi indivizi, cunoscuți cu antecedente penale, au fost folosiți de o grupare care acționează la nivel european. Între timp însă, specialiștii în contrafaceri ne sfătuiesc că atunci când intrăm în posesia unei bancnote de valoare, să analizăm textura unică a hârtiei pe care a fost tipărită, care este din bumbac pur, să o privim spre o sursă de lumină pentru a vedea fereastra, portret, filigranul, dar și firul de siguranță, care devin vizibile. O altă metodă de depistare a unui fals presupune înclinarea bancnotei, astfel încât pe banda argintie să poată fi văzut portretul Europei într-o fereastră transparentă, dar și numărul verde smarald care creează un efect luminos care se deplasează în sus și în jos. Pentru profesioniștii din sistemul bancar de ajutor sunt și dispozitivele speciale, care, iată, pot fi totuși păcălite. Fostul ministru al Finanțelor și primar al orașului Slatina, Darius Vâlcov, este dat în urmărire internațională. Instanța de judecată a emis astăzi un mandat european de arestare pe numele lui. El este de negăsit după ce a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul numit al tablourilor. Există informații că acuzatul ar fi în Italia, țară preferată de mulți condamnați fugari din România. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, fostul ministru de finanțe Darius Vâlcov are de acum fotografia pe lista persoanelor urmărite de poliția română. Este căutat și internațional după ce pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare. A venit momentul în care țara își caută fii și el e unul din fiii României. Sensul cuvintelor fostului președinte PSD, Liviu Dragnea, rostite acum 8 ani, când îi prevestea lui Vâlcov un rol important în statul român, este acum altul. Fiul, Darius Vâlcov, se ascunde de pedeapsă. Poliția nu l-a găsit acasă, în Slatina Olt, acolo unde are domiciliul într-un bloc. Vecinii spun că l-au văzut ultima dată acum 1 lună și jumătate. Cât a stat aici acum 1 lună jumătate? Tot 2 zile. M-a scos mașina cu taică-s-o din garaj, a băgat-o pe lui, că lui era cu număr de Italia. Are firmă în Italia, piesa e acolo. Fugarul Darius Vâlcov ar fi în Milano, spun cunoscuții. Benvenuti Milano! În orașul recunoscut drept una dintre capitalele modei, Vâlcov a avut o firmă într-o zonă spre periferie, dar afacerea ar fi fost trecută pe numele unei persoane apropiate. Darius Vâlcov nu și-a ținut niciodată averea la vedere, spune Valeriu Matei, viceprimar în Slatina, în perioada în care orașul era condus de acesta. Vâlcov își primește în continuare bani din orașul ăsta, chiar dacă este fugit la Milano în Italia. Face camătă, are un fel de bancă, e un fel de camătă legalizată pe care o practică la Milano.
Procesul în urma căruia Darius Vâlcov a fost condamnat la închisoare a durat 8 ani. Luna trecută, într-un alt dosar de corupție, unde primise pe fond o condamnare de 6 ani, a scăpat de pedeapsă după ce faptele s-au prescris. Vâlcov a comis infracțiunile de care a fost găsit vinovat acum peste 10 ani, pe când era primar al municipiului Slatina. La acea vreme ar fi încasat peste 1,5 milioane de euro șpagă, după ce a intervenit ca un om de afaceri să câștige mai multe contracte cu autoritățile publice. Ia-mă bani, că ești obișnuit, mă, să fur bani. Cu sacoșa, plicul și chiar cu portbagajul au stabilit anchetatorii că primea șpagă fostul ministru al finanțelor. Vâlcov și-ar fi negociat mita în cimitir, dar acesta a respins acuzația întotdeauna. Banii a investit apoi în lingouri de aur descoperite într-un seif ascuns într-o casă din Osica de Sus, Olt, și în 172 de tablouri de valoare ascunse în pereți ori acasă la apropiați. Tablourile acestea noi unde le-ați ținut, cele pe care le-ați predat? Vâlcov și-ar fi dorit să-și deschidă o galerie de artă. Avea tablouri semnate de Auguste Renoir, Jean Cotto, Aurel Acasandrei, ori Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonița, Ștefan Lucian sau Corneliu Baba. I-au fost luate și instanța i-a menținut sechestrul pe bunuri în valoare de 2 milioane de dolari. Alături de Darius Vâlcov, în Alta Curte de Casație și Justiție, i-a condamnat și pe complicii lui, printre care și fostul primar al municipiului Slatina, Minel Prina. Acesta, din urmă, a fost dat în urmărire națională după ce nu a fost găsit de poliție acasă. El trebuie să facă 4 ani și jumătate de închisoare. În trecut, Darius Vâlcov a fost pe rând primar al municipiului Slatina, senator, ministru al finanțelor și consilier al Vioricăi Dăncilă, în perioada în care aceasta a condus guvernul. Cunoscut drept un apropiat al lui Liviu Dragnea, a fost considerat artizanul programului de guvernare al PSD, dar și al ordonanței 114, care a bulversat mediul de afaceri. În Italia, Vâlcov și-a găsit refugiul alături de condamnați celebri precum Mario Iorgulescu, Ionel Arsene, Alina Bica și Dragoș Săvulescu. Apar detalii cu tremurătoare în ancheta teribilului accident produs la sfârșitul săptămânii în județul Iași. O mașină în care se aflau trei prieteni a lovit un stâlp și s-a răsturnat în șanț. Singurul supraviețuitor, un tânăr de 17 ani, spune că cel care s-ar fi aflat la volan se certase cu iubita lui și vorbea despre moarte. Cert este că nu avea permis. Atenție, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Imediat ajung la scenă. Această înregistrare a fost trimisă de tânărul de 21 de ani mort în accident cu câteva zeci de minute înainte de impactul fatal. În imagini se vede bordul mașinii în timp ce aceeași voce îi povestește unui prieten că a fost la o stână. Polițiștii vor stabili dacă el a fost într-adevăr la volan, așa cum susține singurul supraviețuitor. Înainte să mergem la PECO, ele să vedeți dovadă că era la volan. Mesajul a fost trimis la 2:30 noaptea. Peste 40 de minute după ce au plecat spre o benzinărie, un apel la 112 anunță accidentul produs în comuna Alexandru Ioan Cuza din Iași. În mașină se aflau cei trei prieteni de 17, 15, respectiv 21 de ani. Ultimii doi au murit pe loc. Tânărul care a supraviețuit a fost între timp externat. Își amintește secvențe din noaptea accidentului. Am ajuns, am făcut câți nu știu curbe acolo în localitate. După ultima curbă a spus că ori mor eu, ori murim toți trei. Și a început a accelera, am luat un pod înainte, i-a pierdut controlul, a făcut explozie după cum s-a văzut. Am intrat cu spatele într-un stâlp și dintr-un stâlp ne-a ricoșat într-un gard și pe urmă am venit în părău, că era certat cu iubita lui. El te trepeta, nu știu cuvinticos, că astăzi mă vedeți muldar și de luni mă vedeți la costum. Un alt prieten spune că a văzut și el pe rețelele sociale imagini transmise de cel care s-ar fi aflat la volan. A trimis snap-uri, videouri scurte, când el conducea. E foarte dureros pentru oricare să-și vadă prietenii pe ultimul drum. Expertiza efectuată în cadrul anchetei va stabili cine a condus mașina spre moarte. Eleva de 14 ani care s-a înnecat la școală cu un jeleu a murit la Spitalul de Copii din Cluj după mai multe zile în care medicii au încercat să o salveze. Adusă în stare gravă și resuscitată de mai multe ori, fata a fost permanent conectată la aparate, dar starea ei s-a agravat de la o zi la alta. Incidentul s-a produs în comuna Giaca săptămâna trecută, când fata se afla cu colegii în pauză. Școala nu are cabinet medical și primul care a intervenit a fost un învățător. Apoi a fost chemat un medic de familie din zonă. Acesta a ajuns în 2 minute, dar eleva intrase deja în colaps. Mai departe, prima ambulanță trimisă în ajutor nu avea medic și abia când a ajuns a doua, jeleul blocat în gâtul copilei a fost scos. Deoarece cauza decesului este una traumatică, respectiv aspirația de corp străin, polițiștii au deschis o anchetă, deocamdată in rem.
La Londra, peste 2000 de invitați vor asista sâmbătă în impozanta abație Westminster la ceremonia încoronării regelui Charles al III-lea. Sunt Cosmin Stan și vă invit într-o incursiune virtuală prin momentele cheie ale încoronării, imediat la știri. Din 15 mai vor fi înghețate salariile bugetarilor și oprite angajările la stat până la finalul anului. Guvernul speră să reducă astfel cheltuielile după ce încasările la buget din taxe și impozite au fost neașteptate slabe în primele luni ale anului. Până atunci, Ministerul Finanțelor ar trebui să prezinte coaliției o analiză care să arate cât ar câștiga statul prin supraimpozitarea veniturilor care depășesc indemnizația președintelui Klaus Iohannis. Cu detalii vine Laura Culiță în direct de la Palatul Victoria. Bună seara, Laura! Bună seara, Andreea, bună seara tuturor! Peste un milion de bugetari vor avea salariile înghețate cel puțin până la finele acestui an, iar angajări vor mai fi făcute doar în cazul în care concursul de ocupare a postului este deja în derulare. De altfel, vor fi făcute câteva excepții pentru domeniul medical și pentru cel educațional, acolo unde este nevoie de angajări pe posturi unice. Pe de altă parte, nu vor mai fi acceptate niciun fel de cheltuieli suplimentare în ministere care deja s-au angajat la o economie de 10 miliarde de lei la cheltuieli. Vor fi tăiate cheltuielile dedicate, de exemplu, pentru achiziții, pentru bunuri, pentru combustibil sau pentru deplasări. Însă această sumă de 10 miliarde de lei este doar jumătate din ce și-a propus guvernul să economisească la bugetul de stat. Iar în acest context a revenit în discuție ideea de supraimpozitare a veniturilor mari. Vorbim despre o idee așadar care a apărut și anul trecut, nu a fost luată o decizie în coaliție, însă s-a vehiculat ideea de supraimpozitare a veniturilor care depășesc indemnizația președintelui țării. Asta înseamnă 25.000 de lei brut, respectiv 14.600 de lei net. Deocamdată, o astfel de măsură nu ar putea fi luată decât prin lege, așadar ar trebui să treacă și de votul parlamentarilor. Pe de altă parte, deși premierul, dar și ministrul finanțelor au insistat asupra faptului că această supraimpozitare a veniturilor mari nu s-ar putea face decât la stat, nu și la privat, la finanțe este în derulare acum o analiză care să arate clar cam câți bani ar putea aduce o asemenea măsură la bugetul de stat, iar o decizie ar putea fi luată la mijlocul acestei luni. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Laura, și cu un buget pe minus pentru care au mare nevoie de bani, parlamentarii au adoptat pe repede înainte legea privind taxa de solidaritate și au inclus și compania austriacă OMV Petrom printre firmele care vor cotiza mai mult. Aleșii au votat o nouă formulă de calcul pentru impozitul pe profit, prin care companiile din industria petrolului și gazelor vor plăti contribuții pentru profiturile excepționale. Firmele vizate au dat deja în judecată statul român pentru această măsură pe care o consideră neconstituțională. Legea privind taxa de solidaritate a trecut în februarie de Parlament, iar acum a fost votată din nou la cererea președintelui. Deputații au modificat articolul care se referă la un nou mod de calcul al cifrei de afaceri pentru companiile din industria petrolului, gazelor, cărbunelui și de rafinare în funcție de cantitățile rulate sau deținute în depozite. O companie care ar fi, să presupunem, interesată să-și subevalueze cifra de afaceri, nu o va putea face pe această grilă. Marea miză a acestei legi a fost ca și austriecii de la OMV Petrom să plătească pentru ceea ce statul român consideră câștiguri excepționale. Operatorii afectați de această ordonanță vor avea obligația să plătească taxa de solidaritate, inclusiv acel operator care datorează statului urmarea aplicării acestei legi suma de 300 de milioane de euro. OMV Petrom a declarat că a procesat anul trecut peste 4 milioane de tone de țiței. În baza noilor taxe impuse de lege, ar datora statului 1,5 miliarde de lei, susțin surse guvernamentale. Reprezentanții companiei nu au dorit să comenteze noua modificare din lege. Nu v-am spus cât va plăti, dar v-am spus că va plăti. Nici măcar nu putem să avem o previziune de câți bani încasează statul. 60% este taxa care se aplică pe profitul excepțional obținut în 2022. Regulamentul european se referă la un procent mult mai mic, de 30%. Potrivit formulei de calcul din lege, ca să se considere profit peste măsură, o companie ar trebui să aibă un profit cu 20% mai mare decât profitul mediu anual calculat din 2018 până în 2022.
Primele persoane fizice se pot înscrie în aplicația pentru programul Casa Verde începând cu 19 mai de la ora 10 dimineața. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că vor exista 8 unități teritoriale care vor avea fiecare la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru înscriere. Primii vor fi cei din regiunea București-Ilfov. Programul statului are în acest an un buget de 2 miliarde de lei, bani suficienți pentru aproximativ 90.000 de gospodării. Fiecare beneficiar va primi 20.000 de lei pentru un sistem de panouri fotovoltaice, adică 90% din preț, iar banii vor fi acordați pe principiul primul venit, primul servit. Mai multe informații despre documentele necesare pentru finanțare găsiți pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu www.afm.ro. Ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea va fi cea mai impresionantă etalare de fast văzută într-o generație și va oferi un imbold semnificativ economiei britanice, anunță Palatul Buckingham. Sunt însă și voci care denunță costurile extravagante estimate neoficial la 100 de milioane de lire sterline. Palatul mizează pe un câștig de 1 miliard de lire pentru economia regatului, greu încercată în acest an. În schimb, o firmă de consultanță anticipează o scădere de 0,2% a PIB-ului pe aprilie din cauza vacanței decretate de guvern cu ocazia încoronării. Noaptea trecută, londonezii care se întorceau târziu spre casă au avut ocazia să-și facă o idee despre desfășurarea de forțe care va anima sâmbătă centrul Londrei. La repetiție a fost adusă pentru prima dată și Gold State Coach, trăsura fabricată în 1762 și decorată cu aur, utilizată la fiecare încoronare începând din 1831. Majorul cu origini românești, Christopher Ghica, aflat în fruntea regimentelor Household Division, a fost însărcinat cu organizarea din punct de vedere ceremonial a procesiunii. Descendent al familiei domnitoare Ghica și strănepot al Martei Bibescu, general-majorul Ghica este comandor al Ordinului Imperiului Britanic. It went really well. I was very pleased, actually, bringing together 4,000 or 5,000 people from different services who have been rehearsing in different places the first time on the actual ground they're going to be using on Saturday, and so I'm very pleased. So the procession to the Abbey was relatively small, only a couple of hundred, and then the procession back substantially bigger, you know, 4,000 plus. And the idea is to build the spectacle gradually. Cât despre vreme, mereu capricioasă la Londra, meteorologii verifică într-una graficele dorind să poată anunța vești bune. It's probably wise to be prepared for showers because our weather is looking a little more mixed the weekend. I'm reasonably optimistic the morning will be dry, but as the day goes on Saturday, an increasing chance of seeing some showers in the London area. Cu prilejul încoronării, regele Charles al Marii Britanii, care a susținut numeroase campanii împotriva risipei, va utiliza obiecte vestimentare purtate anterior de predecesorii săi. Printre piesele vestimentare refolosite se numără mănușa pentru încoronare din piele albă și brodată cu fir metalic aurit, confecționată pentru bunicul lui Charles, George al VI-lea. Mănușa va fi plasată deasupra mâinii drepte a monarhului, ca o aducere aminte că suveranul ar trebui să exercite colectarea taxelor cu blândețe. Charles va purta și supertunica, o robă lungă cu mâneci lungi din mătase cu fir de aur, realizată pentru încoronarea regelui George al V-lea, străbunicul lui Charles și purtată ulterior de alți monarhi, inclusiv de Elisabeta a II-a. Pe deasupra va purta mantia imperială, realizată din pânză aurită și creată inițial pentru încoronarea lui George al IV-lea în 1821. Dincolo de simboluri, Charles al III-lea va primi coroana unui regat dezbinat. Liderii scoțieni și galezi vor să renunțe la monarhie, în timp ce în Irlanda de Nord, partidul Sinn Féin, în favoarea reunificării insulei, este majoritar. În Commonwealth, fisurile amenință acest vestigiu al Imperiului Britanic, care îi revine lui Charles, suveran care, pe lângă Regatul Unit, mai domnește peste 14 țări. Guvernul australian se pregătește să se retragă din monarhie. Barbados s-a retras deja. Iar fiecare cetățean din Commonwealth va fi încurajat să repete un așa zis omagiu al poporului care înlocuiește vechiul jurământ de credință al nobililor față de rege. I swear that I will pay true allegiance to your majesty and to your heirs and successors according to the law. So help me God. Unii britanici înfocați susținători ai monarhiei se declară nerăbdători să jure loialitate familiei regale. Quite patriotic to say it out loud and say allegiance to the new king and yeah, I think, I mean, I'll be in my living room watching, but yeah, I'll probably say it on the day.
Pe de altă parte, antiregaliștii profită de moment pentru a relansa dezbaterea asupra monarhiei, mult timp umbrită de popularitatea și respectul de care se bucura regina Elisabeta a II-a. Republicanii plănuiesc să demonstreze de-a lungul traseului procesiunii. The biggest moment we've ever had when, you know, if they are right that millions of people are going to be watching the coronation, then millions of people are going to be seeing us and then sitting up and going, well, hang on a minute, why are people objecting to this and finding out. Dincolo de dezbaterea internă pro și contra monarhiei, ceremonia încoronării va atrage în fața televizoarelor milioane de oameni din întreaga lume. ProTV va transmite sâmbătă în direct evenimentele de la Londra într-o ediție specială a știrilor ProTV, care va începe la ora 11:30. Cosmin Stan ne invită la o incursiune virtuală prin momentele cheie ale încoronării. Bun găsit! Regele și regina consoartă vor sosi la impresionanta catedrală Westminster într-o procesiune de la Palatul Buckingham, denumită procesiunea regelui. Lăcașul maestuos care va găzdui aceste evenimente este același în care au fost încoronați regii și reginele Marii Britanii în ultimii 900 de ani. Casa Regală a transmis că ceremoniile de încoronare de acum, deși adânc ancorate în tradiții, vor reflecta totuși rolul monarhului din zilele noastre. Dar chiar și așa, ceremonia de încoronare va include multe momente din evenimentul similar de acum 70 de ani, când mama regelui Charles, regina Elisabeta a II-a, primea coroana. Amintesc aici momentul ungerii cu ulei sfințit, livrarea globului sfânt și urcarea pe tron. După ce va fi uns rege și binecuvântat, regele Charles va purta coroana Sfântului Edward, ceea ce va simboliza momentul oficial prin care va deveni regele Charles al III-lea. Această coroană, care marchează începutul domniei sale, este folosită la încoronări încă din secolul al XIII-lea. Actuala versiune a coroanei a fost realizată însă în 1661 pentru regele Charles al II-lea. Este făcută din aur masiv de 22 de carate, are 30 de centimetri înălțime și cântărește 2,23 kg. Este încrustată cu 444 de pietre prețioase și semiprețioase, printre care acvamarin, topaz, rubine, ametiste sau safire. Regele va urca apoi pe tronul istoric, cunoscut sub numele de tronul încoronării sau tronul lui Edward. Îi vor fi înmânate pe tron sceptrul și bastonul suveranității, simbolizând controlul națiunii, dar și globul sfânt reprezentând lumea creștină. Tronul încoronării este una dintre cele mai importante moșteniri ale regalității britanice. Are peste 2 metri înălțime, este făcut din lemn de stejar și datează din anii 1300, fiind construit la ordinul regelui Edward I. Unii istorici spun că tronul este folosit la încoronări încă din 1308, dar este cert că pe el au urcat monarhii începând din 1399. După ceremoniile din impozanta Westminster Abbey, va urma procesiunea încoronării. Este momentul când regele proaspăt uns reface traseul până la Palatul Buckingham, reședința regală, însoțit de un alai regal. Regele și regina vor readuce tradiția în prim plan și se vor deplasa cu o caleașcă istorică, The Gold State Coach, despre care însă unii spun că ar fi cam incomodă. Recepționată în 1762, trăsura de 8 metri lungime și 3 metri înălțime este aurită în totalitate. Interiorul este tapizat cu catifea și satin, dar mulți monarhi s-au plâns de-a lungul vremurilor că această caleașcă este foarte inconfortabilă. Poate de aceea este folosită acum doar la ocazii cu totul speciale. Ziua se va încheia cu apariția regelui și reginei în celebrul balcon al Palatului Buckingham, de unde vor saluta mulțimea de supuși. Alături de ei se vor afla membrii foarte apropiați ai familiei regale. Afacerile cu vize de flotant pentru înscrierea în anumite școli se vor opri după ce parlamentarii au modificat legea. Revenim cu explicații imediat. Multe mașini folosite pe drumurile din România sunt înmatriculate în Germania pentru a fi vândute mai bine în Europa de Est și chiar din nou în țară. Potrivit unui studiu realizat de o platformă de verificat mașini, cumpărătorii preferă autoturismele din Germania pentru că piața auto de acolo este considerată una sigură. Specialiștii recomandă că atunci când vă cumpărați o mașină second-hand, să verificați numărul de kilometri, avariile suferite sau modificările. În primele 4 luni ale acestui an, înmatriculările de autoturisme second-hand au scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă din 2022, în timp ce numărul de mașini noi înmatriculate a crescut cu 25% potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România. Șoferii au început să caute vehicule care au o calitate mai bună.
Mulți se îndreaptă spre vehiculele din Germania, doar că asta au înțeles și vânzătorii. Țările estice întotdeauna au preferat piața Germaniei. Atenție însă când cumpărați o mașină rulată din Germania, pentru că aceasta ar putea fi de fapt din România. Un studiu realizat de o platformă online de verificat mașini arată că 4,3% dintre autoturismele vândute din Germania nu au fost conduse pe drumurile de acolo niciodată, ci au fost importate din alte țări doar pentru a fi vândute. Astfel, șoferii au impresia că vor cumpăra o mașină bine întreținută, când de fapt aceasta a rulat în țări precum Italia, Belgia, Franța sau chiar și în România. People have to be aware that, you know, whatever is written on the advertisement of the car, it might not necessarily be true. De aceea, specialiștii vă recomandă mai multe metode pentru a verifica un autoturism uzat. Puteți începe cu verificarea kilometrajului prin instrumentul de la Registrul Auto Român, care este gratuit. Însă, acest instrument nu este suficient dacă o mașină este adusă din străinătate, așa că puteți face o revizie contra cost pe platformele de verificare. Veți afla astfel și reparațiile care s-au făcut la mașina respectivă. După aceea, puteți merge la un servis pentru ca mașina să fie controlată de un specialist. Există servicii private care iau din bazele de date, informații din bazele de date internaționale ale altor țări, informații și le agregă într-un raport pe înțelesul utilizatorului sau, mă rog, al celui care vrea să cumpere mașina. Aceste date provin de la Registrul Auto, de fapt, din fiecare țară, provin din bazele de date ale companiilor de asigurare. Potrivit Autorității Federale de Transport Auto din Germania, aproximativ 2 milioane de mașini uzate din această țară sunt reînmatriculate în fiecare an în alte state. La o singură adresă nu vor putea locui mai mult de 10 oameni dacă aceștia nu sunt rude. Deputații au votat o modificare a legii privind actele de stare civilă și nu mai permit unui proprietar să înscrie la adresa la care locuiește un număr mai mare de 10 persoane. Fac excepție rudele până la gradul 4. Modificarea vine în contextul în care încep înscrierile pentru noul an școlar și mulți părinți obțin viză de flotant ca să-și înscrie copiii la o altă școală decât cea de care aparțin. Subiectul vizelor de flotant a apărut de mai multe ori și în alegeri atunci când unii politicieni au fost bănuiți că schimbau adresele unor alegători ca să-și asigure voturile. Scandal în Parlamentul României cu înjurături, urlete, scuipături și îmbrânceli. O ceartă între câțiva deputați PSD și AUR a degenerat rușinos chiar în plen. Motivul a fost lipsa cvorumului la o ședință a Comisiei de Muncă. Conform procedurii, domnul Tănase, vă chem la ordine. Domnul Tănase! Domnul Tănase, conform procedurii și regulamentului... Deputatul PSD Adrian Solomon și aleșii AUR Dan Tănase și Ringo Dămureanu au reușit să întrerupă dezbaterea pentru legea taxei de solidaritate cu o ploaie de înjurături. Scandalul a pornit după ce deputații AUR ar fi lipsit de la o ședință a comisiei conduse de Solomon, ceea ce l-ar fi înfuriat pe social-democrat. Am ajuns să ne jurăm de mame! Să îl depărteze pe domnul Tănase. Pe mine să mă depărteze! Să vă depărteze de locurile comunității. Spiritele s-au calmat cu greu. Dumneata a înjurat. V-a făcut asta. Bă, serios? A spus? Serios? Am ajuns să ne jurăm de mame plen? Te-am înjurat. Mă, țipoarbă! Nu jurat, domnule, nu mai vorbesc prost. A spus că așa l-a făcut mama mea. Dar domnul deputat ne-a înjurat de dumneavoastră. Vorbește frumos, vorbește frumos. După ședință, protagoniștii au dat vina unii pe alții pentru spectacolul rușinos. Domnul Solomon mi-a spus că de ce n-am venit, pentru că eu nu știu carte. Și a spus, nu cred că aveți mai multă școală decât mine. Și atunci a trecut la insulte, la jigniri. Ce v-a zis, practic? M-a zis că sunt prost, m-a jurat de mamă. Colegii mei au luat atitudine normală. Pe filmare mi s-a părut că și dumneavoastră ați făcut gestul de a-l scuipa către domnul Solomon. Nu, eu când m-am retras, atâta tot, dar nu... Nu l-am înjurat, nu l-am agresat, nu am făcut absolut nimic. Ce s-a întâmplat în plen? A fost așa cum susțin... Să-ți întrebați-l, Tănase. Cei de la ora au susținut că i-ați înjurat, e așa? Okay. Dar ce l-ați spus? Păi să dovedească. Nu este prima dată când aleșii transformă Parlamentul în arenă de circ. Liberalii au cerut conducerii Camerei să ia în discuție din nou modificarea regulamentului de ordine internă, astfel încât să fie înăsprite sancțiunile pentru cei care se comportă necivilizat. Iar soțul senatoarei Diana Șoșoacă, Dumitru Silvestru, a fost condamnat pentru ultraj după ce a agresat un polițist în timpul unui scandal în care a fost implicată o echipă de televiziune a postului italian Rai 1.
crimă. Deci vă rog să-i opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum că e posibil să fi furat. Nu-i lăsați să plece că e posibil să fi furat. Scandalul s-a petrecut acum un an și jumătate, când polițistul agresat a fost chemat chiar de Diana Șoșoacă pentru a plana un conflict iscat între ea și o echipă de jurnaliști italieni care venise pentru a-i lua un interviu. Dumitru Silvestru l-a împins pe polițist și l-a tras de uniformă, spun anchetatorii, iar prima instanță l-a găsit vinovat și l-a condamnat la 180 de zile de închisoare sau amendă. El trebuie să plătească o amendă de 18.000 de lei, or să execute 6 luni de închisoare. Decizia nu este definitivă. Informații revoltătoare în dosarul permiselor de conducere obținute ilegal în Suceava cu ajutorul polițiștilor care cereau mită. Potrivit rechizitoriului, agenții de poliție, examinatorii și instructorii auto ar fi adunat într-un an din șpăci o jumătate de milion de euro. Într-o zi bună, după cum se exprimau chiar ei, încasau ilegal 4.000 de euro de la candidații care voiau să promoveze examenul auto. Femeile și persoanele în vârstă plăteau mai mult, dar cea mai mare sumă li se cerea cetățenilor de etnie romă analfabeți. În rechizitoriu este descris modul în care funcționa întreaga rețea, de la liderul grupării Radu Obreja până la administratorii școlilor de șoferi, instructorii auto și examinatori. Din discuțiile interceptate de polițiștii sub acoperire, aflăm că liderul grupării, ofițerul de poliție Obreja, îi instruia pe ceilalți cum să nu fie prinși. Noi ne ferim, dar instructorii nu se feresc deloc. Ei ne pot face în momentul în care introduc investigatori sub acoperire, știi? Că noi, direct de la un candidat, nu pune nimeni mâna să ia, știi? Polițiștii sub acoperire, care se dădeau drept candidați la examenul auto, au aflat că examinatorii luau mită între 2 și 4.000 de euro pe zi și așa au adunat jumătate de milion de euro într-un an. Discuțiile legate de bani se purtau înainte de examenul practic în cadrul orelor de condus. Gruparea decidea cine trebuie să promoveze examenul practic de condus în funcție de 3 criterii: gradul de pregătire a candidatului, vârsta sau sexul candidatului, dar și suma de bani pe care candidatul era dispus să o dea drept mită. În principiu se cereau între 150 de euro și 200 de euro, dar suma putea fi mai mică dacă cel care susținea examenul dovedea că este pregătit și mai mare, de până la 600 de euro în cazul celor mai puțin talentați. De asemenea, femeilor și persoanelor mai în vârstă li se percepea o sumă mai mare, în timp ce persoanele de etnie romă reprezentau în ochii grupării o categorie specială de candidați. În cazul lor, mita pleca de la 500 de euro și ajungea la 1.500 de euro de persoană. În zilele în care mita era dată, polițiștii care organizau examenul primeau la ora 8 dimineața un mesaj pe telefonul mobil cu numele candidaților care au plătit pentru a promova proba practică. Procurorii DNA cred că gruparea ar fi fost înființată cu mult înainte de pandemie și că vreme de 5 ani le-ar fi dat permis unor șoferi nepregătiți care au provocat cele mai multe accidente mortale din România. Potrivit probelor de la dosar, între 2015 și 2020, în județul Suceava s-au înregistrat cele mai multe accidente mortale din țară. Vacanța de 1 mai s-a încheiat, dar începe programul Litoralul pentru Toți. Cu prețuri și cu 65% mai mici decât în timpul sezonului, turiștii se pot caza în peste 20 de hoteluri din Mamaia până în Saturn. Totuși, plajele nu sunt încă amenajate și sunt deschise doar câteva terase. În schimb, există hoteluri cu oferte all-inclusiv și cu 500 de lei de persoană pentru 5 nopți de cazare. Programul Litoralul pentru Toți se întinde până la jumătatea lunii iunie. 23 de hoteluri din 4 stațiuni s-au înscris până acum și lista va crește pe măsură ce vor fi deschise și alte unități de cazare. Însă, multe restaurante sau terase încă sunt închise. Proprietarii încă le amenajează și se pregătesc să le introducă în circuitul turistic abia la jumătatea lunii iunie. Cum e la mare luna mai? E bine, am venit așa o mică ieșire. Cred că e la 30%, față, mai ales de full sezon, chiar mai ieftin. 150 de lei pe noapte, mai puțin. Tarifele pornesc de la 68 de lei o noapte de cazare într-un hotel de 2 stele și urcă până la 200 de lei la 4 stele, iar vacanța nu trebuie să fie mai scurtă de 3 nopți. Sunt și oferte all-inclusiv, dar acestea sunt valabile pentru minimum 5 nopți de cazare. Un tarif pe Saturn, de exemplu, un hotel de 2 stele, pleacă de la 90 de lei, la un 3 stele, tot pe Saturn, ajunge la 100 de lei pe noapte, doar servicii de cazare. În Mamaia, la un hotel de 3 stele, 110 lei pe noapte și un 4 stele în Venus, 179 de lei pe noapte, cazare cu mic dejun. Avem mai multe variante, fără masă, cu masă și cu demipensiune. Varianta fără masă e la 775 de lei pentru 5 nopți, cu mic dejun 925, demipensiune 1275. În momentul de față, pe rezervările pe care le avem, gradul de ocupare este undeva la 40%.
Potrivit meteorologilor din Dobrogea, turiștii vor avea o vreme blândă cu temperaturi maxime de aproximativ 20 de grade Celsius. Apa mării, în schimb, nu apucă să se încălzească prea mult. Acum are 10 grade. Comisia Europeană a dat undă verde României să oprească importurile de grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui din Ucraina. Inițial intra în calcul și uleiul de floarea soarelui, însă produsul a fost scos de pe listă. Va rămâne sub observație atentă, spune ministrul Agriculturii, ținând cont că odată cu începerea războiului, importul de ulei a crescut și de 20 de ori. Chiar dacă România reușește să-și acopere singură consumul, uleiul ucrainean este mai tentant pentru comercianți, deoarece este mai ieftin. Decizia opririi importurilor a intrat în vigoare de marți pe 2 mai și va fi valabilă până pe 5 iunie. Sunt vizate doar contractele încheiate începând cu această dată. Zahăr, zahăr. Zahăr. Был контроль, когда уезжали в Румынию. Today по Румынии, а с Украины в Румынию 5 блок, ну, граница. Problem. Camioanele cu marfă din Ucraina intră în România prin vămile din nordul țării, ori pe la Isaccea și părăsesc țara pe aici, prin vama de la Giurgiu. Cele care transportă grâu, porumb, rapiță ori floarea soarelui au voie doar să ne tranziteze țara și ca să se asigure că niciun strop de marfă nu rămâne aici, autoritățile de la noi au montat pe aceste tiruri astfel de sigilii. De altfel, procedura de sigilare a camioanelor cu cereale nu este ceva nou. De mai mulți ani, tirurile încărcate cu grâne au sigiliu pentru a preveni furtul. Măsura este una pur politică, cu impact minim spre zero, în condițiile în care suntem pe final de sezon și oricum cine a avut de cumpărat marfă din Ucraina a făcut-o deja. Mai mult, contractele în derulare nu sunt afectate în niciun fel, așa că volume de marfă din Ucraina vor ajunge în continuare la consumatorii interni care au semnat contracte înainte de data de 1 mai. Deși inițial ministrul Agriculturii a anunțat că pe lista produselor din Ucraina interzise importului pentru următoarea lună se află și uleiul de floarea soarelui, în cele din urmă produsul a fost exclus. Potrivit responsabililor din Ministerul Agriculturii, în urma unor verificări mai atente s-a ajuns la concluzia că pierderile cele mai mari sunt la cereale. Datele Institutului Național de Statistică arată că importurile de ulei de floarea soarelui de la vecinii ucraineni au crescut considerabil. Ca să vă faceți o idee, în ianuarie am adus din Ucraina peste 2000 de tone de ulei, aproape cât tot anul 2021, când nu era război. Iar în 2022, importurile pentru acest produs au crescut de 20 de ori. În supermarketuri, uleiul ucrainean se vinde în medie cu 8 lei, în timp ce uleiul românesc este mai scump, cu un preț mediu de 11 lei. E în promoție 5,69 lei, în mod normal costă 7,99 lei. Pentru că situația este sensibilă, uleiul, alături de alte produse procesate în Ucraina, precum zahărul, făina, ori mierea, vor fi mai atent monitorizate la intrarea în România. De altfel, Autoritatea Sanitar-Veterinară, cea care se ocupă de controle, a anunțat că a amenajat puncte speciale la granița cu Ucraina și Republica Moldova. În plus, România va mai primi încă 30 de milioane de euro de spăgubiri pentru fermierii afectați de importurile din Ucraina. Kremlinul acuză forțele armate ucrainene că au încercat să-l asasineze pe președintele Putin într-un atac cu drone. Moscova califică presupusul incident drept un act terorist planificat și subliniază că Rusia își rezervă dreptul de a riposta. Pe de altă parte, autoritățile ucrainene anunță că va fi instituită stare de asediu în Herson de vineri dimineață până luni. În acest interval, Hersonul va fi închis, iar deplasarea și prezența pe străzi vor fi strict interzise. Ordinul ar putea avea legătură cu lansarea contraofensivei ucrainene, ori poate fi o diversiune. Kremlinul susține că a dejucat în cursul nopții trecute un atac cu două drone asupra reședinței prezidențiale a lui Vladimir Putin. Acesta nu se afla însă la Kremlin, ci în bunkerul Novo-Ogaryovo, din afara Moscovei, unde își petrece majoritatea timpului. Acuzația, respinsă net de Kiev, a fost lansată după ce un grup de Telegram al locuitorilor unui cartier aflat de cealaltă parte a râului Moscova a difuzat câteva înregistrări cu presupusul atentat. O filmare pare să surprindă o dronă lovind steagul înălțat pe clădire și explodând deasupra Kremlinului. În alte înregistrări vedem o coloană de fum deasupra Kremlinului, dar nu este foarte clar care e sursa fumului. Considerăm aceste acțiuni drept un act terorist planificat și un atentat la viața președintelui Federației Ruse, a transmis Kremlinul într-un comunicat. Între timp, ucrainenii au incendiat azi noapte un rezervor imens de combustibil la doar câțiva kilometri de podul Kerch, care leagă Crimea de Rusia continentală. Incendiul a fost clasificat drept unul foarte grav, chiar dacă nu s-au înregistrat victime. În zori, coloana de fum gros încă putea fi observată de pe podul ce reprezintă o arteră vitală pentru forțele ruse.
Incidentul de azi noapte a avut loc la doar câteva zile după ce o altă dronă a incendiat un depozit de combustibil din portul Sevastopol, în Crimea. Kievul nu a revendicat responsabilitatea pentru aceste atacuri, dar oficiali militari spuneau zilele trecute că sabotarea armatei ruse face parte din pregătirile pentru contraofensivă. Pe de altă parte, de dimineață, o explozie a deraiat un tren marfar în regiunea rusă Briansk, la granița cu Ucraina, al treilea incident de acest fel în 4 zile. Un alt sabotaj a avariat o linie de înaltă tensiune și Rusia și-a întețit atacurile asupra Ucrainei cu valuri de drone și rachete care au vizat Kievul și alte orașe. Chiar noaptea trecută, antiaeriana ucraineană a neutralizat 21 din cele 26 de drone Shahed de fabricație iraniană lansate de ruși. Potrivit Kievului, Rusia țintește deliberat zone rezidențiale pentru a-i forța pe ucraineni să lanseze contraatacurile prematur, cât încă nu sunt suficient de pregătiți și echipați. Între timp, Volodymyr Zelensky s-a aflat astăzi în Finlanda pentru a discuta despre război cu omologul țării gazdă, dar și cu premierii Suediei, Norvegiei, Danemarcei și Islandei. Spre vădă toho, що ci potrivni nam aircraft, я багато разів сказав, без будь-яких секретів, а можу повторити, нам потрібні. І тому, чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть. Finlanda a intrat oficial în NATO luna trecută, iar Ucraina își pune mari speranțe într-o binemeritată invitație de aderare cu ocazia summitului NATO din iulie. Însă, potrivit analiștilor, speranțele Kievului ar putea fi năruite la întâlnirea de la Vilnius. Membrii ai Alianței Militare Occidentale, inclusiv Statele Unite și Germania, doresc Ucraina în NATO la un moment dat, fără să-și asume un calendar ori o foaie de parcurs. Un polițist din statul american Virginia a scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier uluitor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ofițerul verifica actele unui șofer tras pe dreapta când, de pe o șosea paralelă, un autoturism a ieșit de pe carosabil și a intrat în plin în mașina oprită de agent. Imaginile au fost înregistrate de camera de pe bordul mașinii de poliție. Ofițerul a scăpat în ultima secundă și s-a ales doar cu câteva zgârieturi. Potrivit autorităților, șoferul care a provocat accidentul are doar 17 ani și conducea cu peste 190 de km pe oră. Doi pui de pisică drăgălași au lăsat fără cuvinte pe turiștii care i-au luat acasă, crezând că îi salvează. Ce a spus medicul veterinar despre pisici, aflați după o scurtă pauză. Miloș, doi turiști din București au vrut să salveze doi pisoi găsiți pe un traseu turistic din județul Brașov, la poalele munților Făgăraș. Au crezut că sunt abandonați, deși micile feline se aflau într-un adăpost căptușit cu paie de mama lor. Cei doi au luat acasă puii, i-au îngrijit o săptămână, apoi au dus la veterinar. Acolo au aflat cu stupoare că drăgălașele animăluțe sunt de fapt pui de pisică sălbatică. Pisoii au fost preluați de reprezentanții unui centru de reabilitare a animalelor sălbatice din Vrancea. Sunt sănătoși, dar au nevoie de timp până când se pot descurca liberi în sălbăticie. Pentru asta, specialiștii centrului le asigură un spațiu larg unde nu au contact cu oamenii și un program de îngrijire adaptat speciei, urmând ca în final să fie eliberați în mediul lor natural. Noi trecem acum la știrile din sport, alături de Ramona Păun. Bună seara, Ramona. Bună seara, Andreea. Bună seara tuturor. Un om de afaceri din Arad vrea să o cumpere pe FCSB și să facă Marea Unire cu Steaua Armatei. De ce a renunțat David Popovici la cea mai prețioasă medalia sa? Și cine sunt campionii din România care s-au dezbrăcat și și-au arătat mușchii în avion? Vedem imediat la sport. Ilie Dumitrescu l-a găsit la Arad pe omul care vrea să facă o singură echipă din FCSB și Steaua Armatei. Rapid, joacă tare, rare și Ilie primul transfer pentru titlul așteptat de 20 de ani. Cu ce star al lui Hagi au negociat rapidiștii? Panică la prima victorie reușită de Rednicu Uta. Puștiul minune de la Arad a leșinat pe teren și a fost luat cu ambulanța. Gestul impresionant al lui David Popovici și-a topit cea mai de preț medalie ca să-i ajute pe copiii care luptă cu cancerul. Kipciu a vorbit în premieră despre întoarcerea la FCSB, echipa cu care a luat 3 titluri. Nu degeaba l-a impresionat pe McGregor, puștul român care face 5 sporturi a devenit campion mondial. Primul divorț la Craiova după înfrângerea cu FCSB. De cine s-au despărțit oltenii? Victoria cât un titlu obținută de Barcelona. În Anglia, Arsenal a revenit pe primul loc. Și surpriză la înălțime, cine sunt campionii români care și-au încordat mușchii în avionul de Spania?
Iulia Pârlea este pregătită cu datele despre vreme. Bună seara, Iulia! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Mâine se schimbă vremea. Se adună norii și o să plouă, mai ales în ținuturile sudice și la munte. În plus, se răcește în cea mai mare parte a țării. În sud și în est vor fi în jur de 15, poate 16 grade. În schimb, în vest și în nord-vest avem o zi mai plăcută. Pe acolo apare trecător soarele și se ating 22, poate chiar 23 de grade. Vineri se încălzește în majoritatea zonelor, dar vă spun mai multe imediat după sport. Mulțumesc, Iulia, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile pe site-ul nostru știrileprotv.ro. Găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea și Survivor România. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor!